Toți copiii nou născuți plâng. Intrarea într-un mediu nou și neprietenos se produce brusc, iar întregul organism este supus unor transformări complexe. Despre cum se adaptează nou-născutul la viața extrauterină și cum este noua lui viața alături de părinți, discutăm cu doamna dr. Irina Cuzino, medic primar neonatolog. Cât de important este primul contact între părinți și copil? Da, într-adevăr, la naștere bebelușii suferă o mulțime de transformări respiratorii, digestive, termice, de care ei practic nu sunt conștienți. În schimb, ceea ce simt este căldura cu care sunt întâmpinați, afecțiunea din glasul mamei, primele gesturi de iubire, astea mi se par că sunt foarte importante și nu numai din cauza că mi-a plăcut să citesc foarte mult psihologie și psihanaliza copilului, dar am putut compara văzând modele de comportament și de reacție între diferite cupluri de mamă și copil și evoluția lor ulterioară. Chiar în experiența mea, într-un fel m-am purtat când am avut primul copil și altfel m-am purtat când am avut al doilea și al treilea copil. Teoretic, primele cuvinte pe care le aude copilul, indiferent că sunt din partea mamei, din partea doctorului, a moașelor sau a femeii de serviciu sau cui se găsește să fie pe acolo în momentul nașterii, par să-i traseze într-un fel destinul. De exemplu, dacă îi spui copilului cât ești de frumos, cât te-am așteptat, chiar dacă nu înțelege cuvintele, pur și simplu creează un spațiu de iubire, de lumină, de căldură în care e primit și copilul va deveni mult mai calm, mult mai echilibrat și are o bază mult mai bună să se dezvolte și să înflorească. Pe când unii, chiar dacă spun așa ironic, chestii, spun lucruri sarcastice sau nepotrivite sau îi spun ce nas mare ai sau ce urât ești, ce încrețit ești, nu știu, copilul simte. Și nu mai de mult de în urmă cu câteva săptămâni am adus o fetiță de la sala de naștere și l-am întâlnit pe tată pe hol și l-am întrebat, i-am spus, v-am adus fetița, o recunoașteți? Și el a spus nu. Și vreau să vă spun, copilul ăla a trecut prin asemenea suferință respiratorie, deși nu promitea din sală. Adică ar fi putut să meargă foarte bine, dar a avut o felul de complicație. Deci e ca și cum el nu ar fi fost bine primit și atunci într-un fel și-a luat destinul mâini și lucrurile au luat o raznă. Bineînțeles că am reușit să o susținem, să treacă peste toate cele ce s-au întâmplat și în primul rând l-am rugat pe tată să vină lângă copil și să-și retragă cuvintele oficial. Adică să vă rog să spuneți că nu e adevărat ce i-ați spus, că nu o recunoaște și că nu e fetița dumneavoastră. Și în momentul ăla, bine, cu ajutorul nostru, eu cred foarte mult că lucrul ăsta a contat, ca ea să-și găsească echilibru și să-și rea, adică chiar funcțiile vitale să-și le poată aduna de pe să-și poată strânge cioburile, cum spune. Copilul care este întâmpinat într-un mod prost și este dezechilibrat emoțional, pur și simplu ajunge la dezechilibru funcțiilor de bază, adică nu mai respiră bine, nu mai funcționează bine în niciun fel. Ok, și astea sunt lucrurile extreme când îl întâmpin chiar așa de negativ, dar sunt și lucruri mai mici, adică sfatul meu
la sfârșitul acestei conversații este să aveți grijă ce spuneți. Care sunt primele vorbe pe care le adresați copilului nou-născut când vine în lumea asta? Chiar dacă sunteți o personalitate sarcastică, ironică, puteți să vă stăpâniți sau puteți să amânați primul contact. De asemenea, nu e obligatoriu ca mama să vrea să-și vadă copilul de la început, de cum s-a născut. Sunt mame atât de copleșite de durere, de jenă, de emoțiile negative a ceea ce li s-a întâmplat înainte de naștere sau în viața personală, încât e bine să le lași, să se adune întâi pe ele, întâi ele să se recompună ca personalitate și apoi să le facilitezi contactul cu nou născut. Deci dacă mama nu e pregătită, nu trebuie automat să impui să vadă copilul, să-l îmbrățișeze și așa. Da? Trebuie pur și simplu să aibă de ales dacă vrea sau nu. Și nu trebuie judecate mamele, fiindcă ele știu mai bine. Trebuie doar să le dăm posibilitatea să-și exprime dorința. Să înțeleg că reușiți să discutați cu toți părinții în mod normal la nașterea copilului? Da, pot să vorbesc. Și chiar, uite, mi-ați dat o idee foarte bună. Noi facem o conversație înainte de naștere, medici neonatologi cu părinții, fiindcă ne interesează în primul rând problemele medicale, dar recunosc că n-am mers până acolo încât să le atrag atenția, să se pregătească puțin sau să fie atenți la ce spun când își văd copilul prima dată. Încă e foarte important. Deci îi putem sprijini pe părinți să fie calmi, mai pregătiți și mai relaxați în așteptarea copilului? Da, în primul rând ar fi important pentru părinți să cunoască cât mai multe detalii tehnice, să se informeze despre ce urmează să se întâmple, cum pot să aibă grijă de copil, să eliminăm cât mai mult din necunoscut și să se simtă confortabil cu responsabilitățile de îngrijire și apoi să se poată concentra pe aspectul emoțional al nașterii, care e foarte important pentru coeziunea familiei, pentru viitorul relațiilor lor afective. Văd multe cupluri care ajung să se certe pentru nimic, că n-au pus pampersul cum trebuie sau sunt mărunțișuri care le subminează relația fără ca ei să-și dea seama. Știi, e important să ajungă la un acord cu măsurile astea de îngrijire. Chiar dacă punem pampersul pe dos, să-l punem amândoi la fel sau lucruri din astea care sunt destul de triviale când te gândești, când le vezi din afară, dar părinții nu-și dau seama și de-aia e bine să cunoască cât mai mult despre îngrijirea copilului înainte de naștere, după naștere și să eventual să aibă o conversație cu un psiholog care să-i ajute să vadă ce e important pentru ei. Și cum să treacă mai ușor peste experiență. Și să poată să fie, cum se spune, între ghilimele, pozitivi și conectați la copil, la noua viață. Pentru că știu că cei mici simt tot ce simt și părinții, mă gândesc. Da, simt și ce ei nu exprimă în cuvinte. Sau simt, mai ales ce nu exprimă în cuvinte. Da, simt ce e în spatele cuvintelor, ce este în fundalul relației și a angajamentului lor față, unul față de altul și față de copil.